Bun. Maestre, am zis că vorbim despre numărul sufletului, cum îl calculăm și ce spune pentru fiecare dintre noi. Bine, numărul ăsta al sufletului mai circulă și sub denumirea dorința ascunsă, secretă, intimă a sufletului fiecare. Deci ăsta când l-ai aflat, că în general nu îl știe toată lumea, știi persoana respectivă din fața ta ce năzuință are. Are și fiecare are un secret. Ei, ăsta e secretul lui. Ce își dorește? Unul își dorește bani, altul putere, fiecare în ordinea cifrelor de la 1 la 9. Dar cum se află, e destul de simplu și e foarte ușor de înțeles. Să nu faceți greșeala să luați numai prenumele. Luați tot numele întreg, complet. Și din el selectați numai vocalele. Adică aveți A, E, I, O, U. A este A repetat, I este la fel, I repetat și are aceeași valoare. A pentru A este 1, E e 5, A, E, I e 9, O e 6 și U e 3. Nu cred că sunt greu de reținut vocalele, dar la fel de bine v-am învățat să scrieți cifre de la 1 la 9 și să puneți fiecare literă sub cifră. Când ați ajuns la 9, o reluați și scrieți sub următoarea. Și atunci, și un grafic atunci veți găsi foarte ușor valoarea vocalelor. Deci extragem vocalele din întregul nume, deci din nume, prenume. Din numele întreg, dacă ai să zică Ionescu, Valerian, Alexandru, le puneți pe toate. Aveți două în buletin sau trei, pe toate le puneți. Pentru că toate sunt exact persoana ta. E secretul tău. Tu extragem ești vocalele, punem cifrele. Le-am luat valorile și le adunăm. Până ajungem la o singură cifră. Și spunem că toate adunate ne-au dat nouă, prin excelență, să spunem 10. Deci 1 cu 0 e 1. Și asta este valoarea primului număr al sufletului. Adică dorința aia ascunsă a noastră. Și spunem că mai mult ori, ca orice pe lume, oamenii care au numărul 1 au dorința imperativă de a fi primii în toate ariile vieților. Deci dorința de a ieși în față, de a străluci, înțelegi? Iar ăștia care ies în față și vor să strălucească, automat ce caută? Posturi de conducere, nu? Nu vor ei să fie, e numărul 1, vrea să fie șef. Și așa cum spuneam, vor fi în permanență în evidență, vor ieși în evidență și totodată, așa mai romantic spunem, vor căuta să fie în lumina reflectoarelor. Eu am zis că vor să fie soarele pe pământ, adică vor să strălucească. Sunt niște oameni foarte hotărâți, foarte ambițioși, pentru că au încredere în ei și plecând cu încrederea asta obțin ceea ce doresc. Că sunt 1. În schimb, cei cu numărul 2, ăștia sunt cei care au altă dorință. Că unul vrea să fie și vrea să conducă, dar doi vrea să stea în umbră. El nu vrea să fie în centrul atenției. El este sufletul liniștit, știi? Este undeva destul de calm, foarte calm de multe ori, câteodată chiar un pic așa, ai senzația că e molatec. Dar de unde? Nu-l observi da, de unde? E servil, e serviabil, are o ciudățenie. Indiferent că e numărul 2, el va căuta întotdeauna să îi se dea. Adică spusele lui sunt adevărate și vrea neapărat confirmarea celor din jur, să îi se dea dreptate așa mai pe șleau. Știi? Are această temere de a fi în față, maestre, sau este pur și simplu stilul pe care și-l alege? Nu-i place, dar îi place altceva. Ei sunt strategii, spuneți, maestre. Strategii fantastici. De ce? Pentru că ei stau în spate. Observă și, tot. Și el sfătuiește pe numărul 1. Ei sunt sfătuitorii din taină. V-am mai spus eu odată despre valoarea celor cu 2. Ăștia sunt cei care fac să meargă, să se miște lucrurile. Ei au idei, dar nu. Ei lucrează foarte bine în asociere, dar nu de unul singur.
pe el nu poți să-l faci lider. Deci ei trebuie puși în valoare. Ei se pun în valoare prin ideile lor grozave, prin felul că vin și te ajută pe tine, dar nu e ranchiunos, că nu zice dacă te ajută și tu ai obținut un loc extraordinar, el are o satisfacție că a putut să te ajute. Pentru că el nu-și dorea să fie șef. El vrea să fie un... Sunt bun de consilier ăștia. Sunt bun de sfătuitor. Sunt, în general, am găsit foarte mulți, cu 2 și cu 6, sunt sfinții părinți, preoții. Cu toate că automat, ei sunt în față, venind cu cuvântul Domnului. Dar nu caută neapărat să iasă în evidență. Că ies în evidență, ba, nu e bătut în cuie. Am zis, sunt o multitudine de 2 și 6 în cler. Dar sunt și din ăștia cu 1. Nu poți să-i dea la o parte. În absolut orice sferă de activitate vom găsi și oameni care vor să fie pe primul loc și oameni care stau în umbră și trăiesc foarte bine. Știi cum se zice că ciupercile cele mai bune cresc la umbra stejarilor înalți. Ce vreau să mai punctez pentru doi, cei care au doi. Ei, așa în general, sunt calmi, dar de multe ori ne înșelăm că sunt aparent calmi. Știi? Că în momentul când vine și îți spun, te ajută cu niște lucruri și tu îl refuzi sau îl izgonești, nu vrei să-i accepti, spune, ori ca mine, ori dacă nu. La revedere, că altă dată nu te mai ajut. Sunt foarte tranșanți în situații de genul ăsta și nu suportă jumătățile de măsură. Sunt oameni care, deși e doi și ar trebui să se împartă, să fie echilibru, la ei ori e albă, ori e neagră. La ei nu există gri. Interesant. Sunt interesanți până la un punct. Dar oamenii ăștia au un stil care transmit undeva ceva, dar îi ține însă la distanță de oameni. Deci au o barieră. Au o barieră. Vin, te ajută și s-au retras. Preferând să nu intre în relații prea apropiate cu aceia care dețin alte energii superioare lor și care prin forța lor să-i domine. Doi nu acceptă să fie dominat. El e ajutorul, e serviabil de toate, dar nu poți să-i pui jugul. La revedere, pe ăsta n-ai cum. Are el personalitatea lui. Hei, ne mutăm la niște oameni veseli, cei cu vibrația sufletului 3. Sunt oameni veseli, foarte, foarte isteți, de o inteligență ieșită din comun și guralivi cât cuprinde. Pentru că nu se poate, e 3-ul, da? Întrunește toate calitățile care pot... Sunt buni comunicatori. Sunt cei mai buni comunicatori. Scopul lor pe pământ este de a se delecta cu toate aspectele posibile ale plăcerii sau ale plăcerilor. Deci, oamenii ăștia au și un gram sau un dram de frivolitate. De multe ori chiar prea multă și caută să o pună în evidență. Personalitate bachică. Mai sunt, știi că, in vino veritas, cum spune latinul, dar vinul mai dezleagă limbile, zice că dezleagă limbile, dar unește mâinile dacă nu ești atent. Și, deci e foarte, nu știu cum, e foarte bine pentru cei care știu că au vibrația 3 să încerce pe cât e posibil să controleze în exprimări, în modul lor de a face ceva, pentru că poți să rănească foarte ușor inimile. Și cu declarațiile alea nemaipomenite de dragoste, așa cum ai spus tu, sunt niște comunicatori extraordinari, dar sunt cei care, la fel de bine, stăpânind arta discursului, pot manipula oameni. Sunt niște manipulatori. Dar de aia de clasă, nu povestitori de ăștia de rând. Datorită chemării sufletului lor, mulți din aceștia cu 3, care au vibrația suflet, se ocupă cu domenii artistice, transmițând importanța frumuseții în lume. Așa se spune, nu-i așa? Păi, dacă ăsta este valoarea lui 3, noi ce putem să facem? Nu facem nimic, decât așteptăm să vedem ce valoare poate să aibă unul cu 4. Că după un frivol, un guraliv, un năzdrăvan, nu poți să afli decât unul serios.
mai mult decât orice, 4 tânjește după stabilitate emoțională și financiară. Am zis că sunt mai, și în declarații, sunt mai sobri. Și foarte greu face o declarație de dragoste. Pe ăsta trebuie să-l înțelegi tu, că dacă nu l-ai înțeles, pe urmă rămâi cu regrete, că el nu vine deci să spună. Deci e complicat, 4, maestre? E foarte complicat și alambicat, înțelegi? Da, spuneam că 4 este, ridic, cum să zic eu, nu, sunt cele 4 puncte cardinale sau cele 4 anotimpuri. Într-un om cu 4, vibrația sufletului, poți să găsești primăvara, toamna, vara, iarna, trece de la o stare de fapt la cealaltă foarte rapid. Frica lor de a-și asuma riscuri de multe ori îi poate induce în situații în care se vor simți neputincioși și blocați, pentru că au tendința de a rămâne mai degrabă pe calea pe care o cunosc ei, fără a îndrăzni să se aventureze pe ceva nou. Adică sunt niște oameni loiali, care stau numai în tiparele lui, de multe ori îi sperie schimbarea. Frica de schimbare e groaznică pentru 4. Înțelegi? Și ce poate să-și dorească 4? Decât stabilitate, muncă și bani. Deci ele vrea pe toate. Simplu și la obiect. Simplu și la obiect, pentru că visul porni pentru ei, ei vor în general să-și construiască niște relații stabile cu persoane asemănătoare lor, care să aibă și o bază socială, o poziție socială și o forță financiară și care să nu fie risipitori. Ei vor să fie, să se încadreze în aceste tipare și dacă e posibil să adune un fel de nepoții lui Hagi Tudose. Cam așa sunt, înțelegi? Dacă ai putea fi sigur că poți să te împrietenești cu un 4, merită să încerci. Pentru că el te analizează, te ține un pic la respect până vede dacă ești pe aceeași frecvență cu el. Iar dacă ți-ai făcut prietenul un 4, apoi să fii sigur că stai pe viață, nu ca 3-ul, care te poate vinde în 2 bani când ți-a lumea mai dragă. Și ce s-a întâmplat? Nu mai suntem deci prieteni. Deci 4... 4 e a la e lung. E pe viață. E a la lung, da? Mergem la o cifră care iubește schimbarea și o caută. 5. Vibrația asta a sufletului al lui 5 sunt oameni ăștia intempestivi, explozivi, plini de viață, de voie bună, veseli și mincinoși câteodată, că n-ai ce să faci. Când e nevoie, nu? Mai trebuie. Depinde de interes. Ei sunt, dorința de libertate. Dacă încearcă cineva să subjuge un 5, el nu vrea, el vrea libertate. Și trage o miciună. Dragă, eu m-aș însura cu tine, dar da, să nu spui la nimeni. Știi, eu sunt căsătorit. Suntem drăguți, ne simțim bine împreună. Eu îți fac curte, tu te faci că deci, m-accept. 5 minte cu ușurință? Minte de îngheață apele. Asta ușor e chiar băiatul. Ușor da. De asta e prietenul, nu prietenul. Fratele, nepotul lui Pinocchio. Ce vorbești? Extraordinar. Dar minte din dorința de a nu-i se bloca libertate. Înțelegi? Nu vine să-ți tragă o minciună din aia care sunt. Când simte că cineva vrea să-l îngrădească, el scapă, găsește subterfugii, veni cu minciunica asta. O trântește, o aranjează, până o crede ăla, el a scăpat, a șters-o. Știi? Sunt niște oameni fantastic de creativi. Talentați nu s-au existat. Și sunt cei mai buni în a face negoț. Ăștia știu să vândă și puii care urmează să pui ouăle sub cloșcă și el i-a vândut în avantpremieră. I-a întâmplat deja. Ce vorbești? Nu, i-a vândut. Că așa îi dai numai un avans cu tar. Băi, eu am pus ouă de găină și o să iasă ouă de struț. Că eu am băgat și unul de struț acum. Și se contaminează și alalt. Adică te face să crezi, îți spune toate palavrele după lume. Sunt bun comercianți, maestre. Sunt fantastic de bun comercianți. Dar ce-am zis sunt bun e în sensul că ăștia sunt adevărații negustori. Care pot să vândă orice. Și pielea ursului din pădure, cum se spune. Știi de ce? Talent. Pentru că în afară de modul ăsta, talentul ăsta născut pentru a găsi soluții, ei găsesc soluții și când sunt vorba aceea cu pielea în saramură,
găsesc soluția ideală pentru a ieși bazma curată. Ai treabă cu el. A, eu n-am mâncat usturoi, nu miroase. Ce dați voi vina pe mine? Sunteți niște oameni extraordinari. Dar, așa cum am spus, întotdeauna în relații, relația la lung, vor da primii bir cu fugiți. N-o să foarte greu, foarte greu. În momentul când un cinci din ăsta acceptă o relație, să fii sigur că a analizat-o din toate punctele de vedere și are exact ceea ce vrea el, libertate. Adică acceptă o persoană care e pe același tipar cu el, cu aceeași tipologie. Tu ești liberă, eu sunt liber. Da? Nu te întreb unde ai fost, nu mă întreb unde a fost. Atât timp cât ne respectăm libertatea, merge căsnicie extraordinar. În momentul când s-a pus primul țăruș pentru a face gardul, ori îl smulge, s-a terminat. Ori îl dă cu tractorul peste el, vorba lui taica iar. Ei, ăștia sunt cei cu cinci, da? Au nevoie întotdeauna totuși de persoane apropiate care să le înțeleagă această nevoie de libertate. Și mă refer în general la părinții care au astfel de năzdrăvănei acasă, de copii din ăștia. Nu încercați, cu cât veți încerca mai mult să îi îngrădiți, cu atâta veți avea un copil mai obraznic și mai năzdrăvan, care va face toate relele. Ca și un om mare, dacă îi spui acolo nu e voie, acolo e curios să vadă ce e copilul, cu atât mai mult. Deci aveți grijă și nu le îngrădiți. Dorința lor de, știe, de a ști, de a cunoaște, sunt nebuniți după misterii ăștia. Curiozități, adică, au o curiozitate din aia morbidă, știi? E ca, știu eu, pe cineva când avea 6 ani, a băgat foarfeca în priză, vadă că s-a prinde becul. Și a dat cu el curentul electric, dar nu l-a văzut. Da? Deci cam ăștia sunt, teribiliștii. Atunci când pentru ei, cum să zic eu, tot ce înseamnă teribilism, dacă nu există, îl provoacă, îl caută. Bun, deci au o curiozitate... Da. Hey, hai să mergem la justițiari. 6. La numărul 6. Iubitorii, înțelegătorii, oamenii cu suflet mare, care sunt extraordinar de empatici, oamenii care se apropie de ceilalți și, la fel ca și doi, vin cu un ajutor nemaipomenit, extraordinar. Dar sunt oameni, de ce le-am spus, justițiari, pentru că 6 nu o să accepte niciodată ca un cetățean, un om de rând sau rudă sau cine ar fi, să-i facă o nedreptate altuia. El trebuie să știe care e motivul, întotdeauna cercetează, caută motivul și vrea să demonstreze că nu e adevărat. Dacă într-adevăr s-a făcut o nedreptate, adică i s-au încărcat, nu știu cum să zic eu, apară de încălcarea drepturilor unei persoane, cu ăștia scap de ăla care i-a făcut necazul, dar nu mai scap de ăsta, că te duce ăsta la judecată. El trebuie întotdeauna să obțină triumful adevărului. Justițiar. Sunt ciudați, câteodată sunt chiar sunt ciudați. Sunt oameni corecți. Sunt foarte, dar apare că sunt curajoase și demne, adesea ori se transformă în lideri și au toate calitățile unui lider. Știe să obțină ceea ce vrea, nu te lasă la jumătatea drumului și întotdeauna tot ce înseamnă o acțiune pentru el, înseamnă început și dus la bun sfârșit. E bine. E bine, nu-i așa? Ei, hai să mergem noi la numărul 7 al iubirii necondiționate. Ăsta se aseamănă undeva, are un grad de rudenie cu 5-ul și ăsta iubește libertatea. Dar este, cum să spun eu, pentru ei de multe ori viața este o aventură. De ce? Pentru că sunt atât de introvertiți, atât de circumspecți în a alege, foarte, foarte greu intri în sufletul unuia cu vibrația 7. E greu, nu acceptă pe oricine. Este omul care dă de dovadă ce 3 inteligent, ce 5 inteligent, 7 îi taie, îi termină pe amândoi, pentru că el are, cum să zic eu, în afară de o intuiție fantastică, are o inteligență nemaipomenită. Dar el nu și-o afișează. Vezi, eu sunt mai deștept ca tine. Tu ai făcut niște tâmpenii și nu te mai accept. El te-a scanat, te-a băgat
la rotativă, te-a învârtit, ți-a luat calitățile. Dacă calitățile tale sunt cu plus 2 sau plus 3 peste tot ce înseamnă defecte, te acceptă. Te acceptă. Nu te primește încă. Nu mai te acceptă. Stai până în jurul lui, că altfel nu vii. Da? De multe ori, oamenii ăștia dau dovadă de o bunătate extraordinară, excesivă. 7 cifra Domnului. Și el vine și sare în ajutor fără să te duci tu să-i ceri ajutor. A venit, te-a ajutat și a plecat. E forma aia de... Eu am făcut donație, dar vă rog frumos, fără să-mi spuneți numele. Da, să rămână în anonimat. Da, rămân în anonimat. Sunt oamenii care pot fi considerat parteneri ideali ca și patru. Și patru e greu de cucerit, deci, șapte și mai greu. Că sunt parteneri ideali. Așa, 8 mai este. Ajungem la 8. Ăștia sunt oamenii care iubesc succesul. Deci ei ce vor căuta în viață? Bani, poziție socială și valori materiale. Și dacă se poate, terenuri, case. Ăștia sunt pragmatici. Ăștia nu admită. Ceilalți mai povestesc, că ăștia nu povestesc, da? Din copilărie visează să ajungă pe cele mai înalți cum. Ei de mici își programează viața și o ordonează, își dau termene, își stabilesc niște targeturi și le urmăresc ca să se îndeplinească periodic. Spune, până la 10 ani trebuie să am atât, de la 10 la 12 am atât, aia. Și pe urmă se uită, urmă, vede, da? Am sărit peste unul, trebuie să facem, depune un efort fantastic. De multe ori pot să pară egoiști și sunt, într-un fel sunt un pic egoiști, pentru că ei iubind banul, de multe ori uită să își mai iubească familia. Membrii familiei spun, dacă eu vă aduc de toate, vă lipsește ceva? Nu vă lipsește nimic. Uită exact esențialul, că ceilalți din familie au nevoie de dragoste și de prezența lui în familie, nu numai la muncă toată ziua. Iar oamenii ăștia, așa cum am spus, cea mai mare dorință e de a prospera în viață, de a ajunge undeva pe niște culmi înalte, dar nu numai pentru ei, și pentru ceilalți. Au o mare, cum să spun eu, lacună, un mare defect. Au prost obicei să se înconjoare cu oameni care umblă cu periuța. Da. Care spun iubesc cuvinte să dulci. Fie măguliți, să fie ridicați în slăvi și se înconjoară cu profitori care, atât timp cât stau pe lângă ei, taxează de bănuți. Târziu, când își dau ei seama că ăștia au fost niște profitori totalmente și nu s-au putut baza pe ei în nicio situație, se debarasează de ei, îi lasă de deoparte, dar nici nu-i mai primește pentru niciodată în viața lor nu mai intră. Unul din ăsta care i-a înșelat așteptările l-a terminat. Și ne ducem la, nu știu, domnul numărul 9, cea mai puternică vibrație care spune că trei din când în când să-ți amintești să te oprești din drum ca să simți parfumul florilor. Sunt ăștia care, oameni deși viteză, stau cu picioarele pe pământ, sunt cu capul în nori. Da, sunt visători. Pentru ei tot ce înseamnă spiritualitate, contactul cu adevărul necunoscute, cunoscute, cu simțul comun, sunt prioritare. Știu să trăiască în prezent și în ciuda provocărilor, au abilitatea de a merge pe drumul evoluției, mizând pe un fapt extraordinar, ca și 7, pe intuiție. Au o intuiție extraordinară, dar la fel ca și 8-ul, care e undeva un aventurier, și 5-ul, așa e și 9. Face niște năzdrăvănii în viața lui când ți-e lumea mai dragă. De ce? El crede că toată lumea este într-o chiparea cinstei și a corectitudinii. Și când alege, alege prost. Și se lovește... Și de-aia se spune că de multe ori cei care au pregnantul nou în viața lor, fie că e vibrația numelui, fie că este vibrația totală a numelui sau cifra de destin, prima căsătorie pentru ei este o aventură. E un eșec. Sau o aventură din care nu vor înțelege de ce ei n-au fost la fel ca ceilalți. De ce ei au pierdut simțul rațiunii, uzul rațiunii. O fac pe impuls de moment. Mamă, știi ce te iubesc eu pe tine? Ce ești necăsătorit mâine? Mă, tu ești nebun? Chiar sunt nebun. Și a doua zi vine cu inele, cu tot. Hai, mergem, că am programat la sfat acolo.
Deci, văzut, plăcut, dragoste la prima vedere. La a doua vedere e la revedere. Bun, maestre, trebuie să luăm publicitate.